seara, bună seara! În această seară o să facem, să pun preparat la rece și o să avem nevoie de 1 kg de ulei. Eu aici am 1 kg de ulei de măsline, 160 de apă, 140, aici am 160 de apă, și aici am 140, în total sunt 300 de aloie. Am scos din interior. Am să vă arăt după aceea cum scot. Și 130 de sodă caustică pe care o am aici. Am să-mi pun ochelarii. Am pun ochelarii, ia uitați-vă. Și o să încep. Ia să vedem dacă mai vine careva, poate mai intră cineva, ca să arăt la mai multă lume cum se face. Îmi stă bine cu ochelari. ochelari. Săpunele. Și o să avem nevoie de un mixer. Așa. O să avem nevoie de forme din silicon. Eu am să le pun în aceste forme. Acestea sau de inimioare sau ce forme aveți care nu le mai folosiți acasă. O să le pun aici alături. Dar nu-i plouă. Plouă tare. Mi-am pus ca să nu sară. Să aveți mare grijă când amestecați soda caustică cu apa și cu aloe, pentru că o să ajungă temperatura foarte mare și după ce amestecați cu uleiul și mixați cu mixerul, să aveți mare grijă să nu sară stropi. Bună seara. Facem săpun cu aloe. Eu mi-am pus și ochelari. Am 1 kg de ulei de măsline, am 160 de apă și am scos din plantă, am să vă arăt cum, aloe, pulpa de aloe. Am 140, în total am 300 lichid și 130 de sodă caustică. Și îmi pun ochelarii, ar trebui să-mi pun și mănuși, dar nu mi le pun, nu pot să lucrez cu mănușile, am să fac încet. Aici, în apă, o să punem aloe, am 160 cu 140, amestecăm aloele, îl punem în apă și peste apa cu aloe o să adăugăm soda caustică. O să fim atenți că temperatura crește și o să amestecăm. Punem jos. Și o să amestecăm. Încet. Până se topește toată soda. Ia uitați. Aceasta este să pun la rece. Era sigur, am să deschid și geamul. La noi plouă aici. Mirosul este foarte puternic. Am deschis și geamul. S-a încălzit foarte tare. Am să pun perfum. Thank you.
amestecăm, amestecăm, amestecăm. Aici amestecăm apa cu aloe și cu soda caustică. Este foarte fierbinte. Să aveți mare, mare grijă. Amestecăm încet să se, să se topească. Afară plouă. Afară plouă liniștit. În casă bate focul. În sobă arde focul. Acum să dau deoparte. Să pun aici. Aici am uleiul. Aici am frunza de aloe. Să vă arăt cum am făcut. Am foaia de aloe, o pun, și am să-i tai părțile laterale. Vedeți, am tăiat părțile laterale. O desfac în două. Ia uitați, am tăiat părțile laterale de la aloe și desfac în două. Și acum cu o linguriță am sărat sau cu un cuțitaș toată pulpa din interior. Scoatem încet, încet. Aceasta este pulpa. Noi am pus-o în interior cu apa și cu soda. Aici. Mai amestec un puțin. Eu așa îl fac, să punem acum, am să pun soda cu peste ulei, am să o tor pe toată. O să amestec puțin. Aveți mare, mare grijă, lucrați foarte încet. Începe să-și schimbe culoarea. Așa arată un verde închis. Acum o să mixăm încet. Și o să avem grijă. Încet, încet. Thank you.
Bună seara, bună seara, facem săpună rece cu aloe. Ia uitați, mai încă puțin și îl punem în forme. Scuzați zgomotul. Săpunul este gata de pus în forme, e cu aloe. Pentru cine a venit mai târziu, am pus și ochelari ca să nu-mi sară picături. Pentru cine a venit mai târziu, am pus 1 kg de ulei, 160 de apă și am scos din frunzele de aloe, am scos pulpa 140, am cântărit 140 de grame și 130 de sodă caustică. Am amestecat apa cu pulpa de aloe, încet am adăugat soda, am amestecat până schimbă culoarea, devine mai limpede apa, apoi am adăugat peste ulei, da, și cu mixerul am frulat până devine ca o smântână groasă. Și acum o să-l punem în forme. În forme de silicon care nu le mai folosiți sau un fel de forme, îl puteți tăia sau în sticle de plastic îl puteți pune. Apoi tăiați sticla și îl tăiați bucățele. Mâine dimineață, să vedem când intru să vă arăt cum arată. Că s-a întărit. Îmi pun ochelarii ca nu cumva să sară picături. Și o formă de cu inimioare, puteți umple și acestea, și acestea. S-au mai făcut să pun tot la rece cu ulei de cum se cheamă și l-am pus în aceste forme de ulei de lavandă. Și acum o să punem în forme. Încet. Și mâine este gata. Și îl dăm la rece cam 40 de zile înainte de a-l folosi. Avem mare grijă să nu atinge cu mânuțele.
puțin ca să intre bine în, în forme. Să pun totul la rece. Așa. Am să-l dau deoparte acesta. O să punem și în forme. În forme de brioșe. Ia uitați. Să punem micuț. Păi puteți pune în, în săculețe când este gata și le puteți dărui. Sau le puneți în șifonier. Dacă puteți pune și esență, ulei parfumat. Ca să miroase și frumos. Acesta este doar de aloe. Vedeți? La un kilogram de, de ulei. Eu am pus ulei de, de măsline. Sare, că să aveți grijă, mare grijă dacă o faceți. Dăm deoparte. Și până mâine lăsați așa, că se întăresc. Apoi le puneți într-un loc uscat. Săpunelul și peste 40 de zile este bun de folosit. Eu am aceste forme. Ia uitați. Steluțe. Steluțe de Crăciun. Pentru Crăciun. Zilele acestea, cred că astăzi ce este, miercuri, sâmbătă sau vineri, o să facem savarinile în direct, împreună. Să vedeți cât de ușor se fac. O să batem puțin ca să, să intre peste tot. Cum termin video, am să-l public și pe YouTube, ca să găsiți rețeta. Pe YouTube găsiți rețeta la săpunul cu lavandă, tot la rece. Pe canalul meu de YouTube, prăjituri cu camelia și nu numai. Nu fac numai prăjituri. În casă facem de toate. Săpunel în forme de, de brioșe. Trebuie multă răbdare la scos aloe din, din, din frunze. Dar să știți că merită. Să punem. Aici, să putem să.
noi am două forme pătrate. Ea mi-a rămas, ia uitați, aproape am terminat de pus. Și tot la fel batem. Ca să intre, să iasă uniform. Acesta este săpunul. A mai rămas încă pentru formă. Nu o am aici. Săpun de casă cu aloe vera. Am, pentru cine a venit mai târziu, am scos din frunzele de aloi, am scos pulpa, 140 de grame, cât mi-a trebuit. Apoi, 140 de apă am amestecat împreună, am adăugat 130 de sodă caustică peste apa cu aloie, am amestecat bine, 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 bine temperatura. Aveți grijă că temperatura crește foarte, foarte mult. Și până își schimbă culoare, devine transparentă puțin. O să se cunoască și pulpa de aloe. Când apa a devenit transparentă cu soda caustică, adăugați peste ulei. Amestecați puțin cu o lingură și apoi cu mixerul. Până e ca o smântână groasă, groasă. Să fie groasă, groasă. Ca să nu cadă de pe... Ia uitați consistența cum e. Vedeți? Este groasă. Nu trebuie să fie lichidă. Apoi pus în forme și lăsată 24 de ore să se întărească. Deja începe să se întărească, ia uitați. Și este bun de folosit peste 40 de zile. Este foarte, foarte, foarte bun. Mâine vă arăt cum îl scoatem din forme. Și o să ne vedem cu rețetă. O rețetă, cum am spus, de savarine, cred că vineri am să fac sau sâmbătă, am să vă anunț. Și o să facem în direct, se fac foarte, foarte repede, sunt ușor de făcut. Și să le facem în direct, să vedem, să vedeți cum le fac eu. Și sunt foarte, foarte bune, savarinele noastre bune, cu frișcă. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine în seara aceasta. Am terminat de făcut săpunul. Acum îl dăm până mâine dimineață să se întărească. Ia uitați. Săpunelul de casă. Începe să se întărească deja. Încet, încet. Asta nu. Și... Ne vedem mâine cu săpunelul, să-l scoatem din forme. Am să vă arăt și săpunul cu lavandă, să vedeți cum este cel uscat. Și atât. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o seară frumoasă tuturor. Vă pup dulce pe toți și ne vedem mâine. Mâine cu o altă rețetă. La revedere, o seară frumoasă. Pupici! Închid. Vă pup dulce pe toți. La revedere, o seară frumoasă.